Primăria Siret se află într-un adevărat blocaj, iar situația se poate înrăutăți și mai mult. Totul pleacă de la faptul că Siretul este oraș de frontieră, iar toate amenziile aplicate cetățenilor străini care încalcă legislația aplicabilă la frontierele de stat trebuie recuperate de această administrație locală. Toate sancțiunile aplicate de Vameș, polițiști de frontieră și comisarii gărzii financiare se adună la bugetul primăriei Siret, până în prezent suma totală care ar trebui recuperată din aceste amenzi, ridicându-se la circa $1 milion. Adrian Popoiu, primarul din Siret, a explicat că administrația locală este pusă într-o situație delicată, prin faptul că se află în imposibilitatea de a recupera aceste amenzi. Din acest motiv, edilul din Siret s-a adresat Ministerului Afacerilor Interne, dar și Ministerului Afacerilor Externe, solicitând anume modificări legislative prin care să se rezolve acest impas. Aceste sume nu pot fi recuperate foarte ușor. Din păcate, legislația noastră nu ne ajută în acest sens. Procedura de executare silită este aproape imposibilă din cauza faptului că nu pot să merg în Ucraina sau în alte state non-Uniunea Europeană și de aceea aceste sume rămân din nefericire nerecuperate. De aproximativ un an de zile ne străduim să schimbăm legislația cu ajutorul parlamentarilor noștri. Ne-am adresat de curând și Ministerului Afacerilor Externe și Ministerul, am făcut și adrese de modificare a legii și Ministerul Afacerilor Interne. O să vedem dacă vom reuși să schimbăm aceste legi. Este vorba de codul vamal, de codul fiscal. Practic, orașul Siret nu poate primi fonduri mai multe de la guvern pentru că apare în baza de date ca fiind un oraș de unde se pot recupera amenzi foarte mari, ca valoare. Și acest lucru este adevărat. Deși de multe ori există și o înțelegere la nivel județean, la nivelul Ministerului de Finanțe, știu că aceste sume sunt aproape imposibil de recuperat și câteodată nu se ține cont chiar de aceste sume, deși legal, într-adevăr, avem de recuperat aceste sume și sigur că nu mai putem primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetul Consiliului Județean. Pentru a ușura încasarea acestor amenzi, Adrian Popoiu a mai solicitat înființarea unui birou unic în punctele vamale, concomitent cu posibilitatea legală de preluare în custodie a bunurilor aparținând contravenientului. Dacă toate aceste măsuri ar fi în vigoare, primarul din Siret consideră că administrația pe care o conduce nu va mai fi pusă în situația de a vâna fantome pentru recuperarea debitelor.